Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 2,09% pentru a 6-a zi consecutiv, dar indicele ROBOR la 6 luni a crescut la 2,43%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Națională a României. ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcție de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei. La începutul lunii februarie, BNR a crescut rata dobânzii de politică monetară de la 2% la 2,25%. Pe an. Salariații vor avea posibilitatea de a munci de acasă, însă numai dacă activitatea desfășurată la angajator este îndeplinită cu ajutorul tehnologiei, potrivit legii adoptate zilele acestea. Propunerea legislativă reglementează telemunca, ce va reprezenta în mod concret o formă de organizare a muncii în care activitatea salariaților este desfășurată efectiv dintr-un loc complet diferit de sediul angajatorului cu ajutorul tehnologiei. De exemplu, redactorii angajați de o firmă ce deține un site de informare generală ar putea lucra direct de acasă, din moment ce activitatea lor implică munca pe internet. Vinerea Mare a fost declarată sărbătoare legală nelucrătoare. Deputații au adoptat miercuri cu 233 de voturi pentru, 7 împotrivă și 19 abțineri un proiect de lege în acest sens. Camera Deputaților este decizională, astfel că proiectul va merge spre promulgare la președintele Klaus Iohannis. În România, codul muncii prevede 14 zile de sărbători legale mai puține față de alte țări din Uniunea Europeană. De exemplu, Belgia, Lituania sau Cipru, care au 16-17 zile de sărbătoare legală. Dacă președintele va promulga acest proiect, românii urmează să aibă o mini-vacanță de Paște de 4 zile. Dacă inițial codul portocaliu de temperaturi foarte scăzute atât noaptea cât și ziua, sub incidența căruia se află și județul Olt, expira în această dimineață la ora 10, acesta a fost prelungit de meteorologi până vineri seara la ora 20. Nici în zilele următoare vremea nu se va încălzi, iar până duminică ninsoarea se va transforma în precipitații mixte și se va forma polei.